Simona Halep a fost eliminată în optimile turneului de la US Open de Flavia Penetta după ce românca a avut minge de set în actul secund. Meciul a fost însă întrerupt din cauza ploii, iar pauza de câteva ore nu i-a prit Simonei. M-a dat un pic înapoi pentru că eram pe val, pot să zic așa, în setul al doilea, puteam să iau setul, dar ăsta e tenisul și trebuie să accept. Sunt foarte mulțumită pentru că am jucat un tenis foarte bun, foarte frumos, m-am bucurat de fiecare meci și chiar m-am simțit extraordinar acolo. Simona Halep a avut un sezon perfect, a învins jucătoare de top, a câștigat numai puțin de 4 turnee și a urcat pe locul 19 în clasamentul WTA. Îmi dă mult mai multă încredere în jocul meu, în mine, în forțele mele și chiar e o plăcere mare să pot să bat jucătoare de top. Nu mi-am imaginat că o să urc atât de mult în clasament și că o să câștig atâtea turnee.